Noi suntem, îi dau lui Borga. Borga, cu cine faci acest exercițiu? M-am gândit, dragul meu. Și ai văzut despre ce e vorba? Am văzut despre ce e vorba și am să aleg doi pepeni frumoși. Alina, nu. Hai, mă! E așa. Ei bine, pentru că dacă îmi permiți, Bordea. Sigur că da. Pentru că nu vreau să risc să fiu atât de pipăită, aș vrea să îl pipăi eu pe Bordea, se poate? A, da, da, eu n-am nicio problemă. Cream dacă și tu ești de acord. Fac eu brațele, nu Bordea. Iartă-mă, sunt mai... Ok, bun. Nu, aș vrea să fac eu brațele. Aoleu. Sunteți pregătiți? O Foarte. Cură de slăbire în 24 de ore. Nu trebuie să ne vorbești despre cea mai eficientă cură de slăbire. Desnopire? Desnopire. O cură moldovenească, desnopire. În 24 de ore. Stai, cum trebuie să stau? Hai! Așa. 3, 1, start! Dragile mele, bine ați venit la această cură de slăbire. Știu cum puteți să observați, dă roade. De mult nu m-am mai pus pe cântar să văd cât mai am, pentru că am stat foarte mult timp să fac manicura, după cum puteți observa aceste degete superbe. Una peste alta, renunțați la legume, renunțați la legume. Să scoți leușteanul afară din tine. Gata, m-am săturat de fructe, m-am săturat! Multe arătați bine ca după aia să aveți un pește la masă, dar eu zic așa, decât să dați banii pe o grămadă de chestii, decât să vă întrebați, vai, Doamne, ce zaharină să mai folosesc, că mă ia cu capul, decât să ți te facă gura așa, să duci la farmacie, să întreb, Doamne, ce am, că nu pot să mai slăbesc. Să-mi iau femeia să fac cu ea ca un elicopter. De nebun ce sunt. Eu zic să ne calmăm puțin. Această cură de slăbire în 24 de ore, cum i-am spus eu, cura de slăbire ciocan, este o cură de slăbire miraculoasă. Trebuie să luați, nu știu, dacă aveți prin casă, un mop, un microfon, să-l luați și să dați pur și simplu stânga și dreapta de nebuni cu el. Cântați, nu cântați, aia e! V-ați săturat să vă strige lumea pe stradă, dă-te fă la o parte că nu văd răsăritul de tine. V-ați săturat să vă strângă pantalonii oriunde mergeți și lumea să spună, fă mai mănâncă și tu o salată. Le-a căzut și casca. V-ați săturat ca bărbații să vă ocolească ca pe un sens giratoriu? E momentul, dragile mele, e momentul să-i luați ca pe un mușchi de vită, de vă place dumneavoastră. E momentul ca în 24 de ore să agățați toate curile în cuier și să fiți slabe. Bravo! Întotdeauna mi-am dorit să fiu Alex Velea. Pare că la totul e permis. S-a transformat dintr-un moldovean îmbrăcat într-un foarte dezbrăcat. Stam și cureau, am vrut să te dau jos pantalonii, n-am reușit. Lăsați. Nu ești prima femeie care nu poate să-mi dea jos pantalonii. Virar Zubie. Bravo, la loc, aplauze pentru Cătălin și...